Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Stumble Guys. Astăzi ne jucăm Monopoly. Ha? Exact cum ați auzit, ne jucăm Monopoly. Foarte ciudat. Bun. A venit un update pe Stumble Guys. Se pare că e cu Monopoly. Avem aici și Monopoly Madness. Ăsta e game mode. Înainte să ne băgăm la joacă, vreau să deschidem asta pentru că da. E ceva normal, adică dacă pornesc un clip, trebuie să deschidem și un ăsta free, nu-i așa? Adică, na. Că oricum trebuie să ne pice căcaturi, dar totuși. Și căcaturile sunt bune de ceva. Uitați, am 2-2-2, se pare acum. Făcut și quest-uri, atât de pro player sunt. Da. Vedeți, v-am zis că e asta atât de bune. Am luat mai mult și acum am 2-3-7, nu mai am 2-2-2. Vedeți, adică creier. Ok. Ne-am venit ăsta Monopoly Mendes, ne vom juca Monopoly. Ai venit și de ăsta, cum se numește? Veni Monopoly Wheel, care ne dă cale. Care ne dă aceste skin-uri care le vedeți, le avem pe Mr. Monopoly care stă pe zar, casa din Monopoly aia roșie, asta verde. Asta ne arată, mă? Ăsta e, what the fuck? Ai câinele ăla de merge, e pionul ăla câinele. Da, și coș de gunoi care l-ați văzut acolo. Bun, și avem aici și pe Mr. Monopoly Wheel, care aici ne dă ăsta, banii, ne dă tablou și ne dă Monopoly ăsta. Aș da la ăsta, dar parcă n-aș da. Două de-astea n-ar merita. Poate nu iau nimica și dau degeaba gemurile, dar le dau pe degeaba. N-are sens să irosesc gemurile. Avem și asta, Stumble Tokens, care o să le țin pentru următorul opening, pentru că avem și opening pregătit. Adică o să pregătim un nou opening. Pentru că da, hai să ne băgăm la joacă. Avem ăsta, care Monopoly Rush, care este coming soon, se pare. Și ne dă bani, bă, ne dă chestii, e coming soon, de deci a ajuns coming soon. Și trebuie să vină, într-o oră vine. Da, nu știu, nu mă interesează, eu mă bag aici, play. Oricum, am uitat să menționez, pentru că, na, eu în fiecare clip uit, mi-aduc aminte după. Ce naiba, s-a auzit o beșină? What the fuck, sunt mașini. Forță. Așa. Mereu uit să menționez în fiecare clip, mereu uit, că trebuie să dați like, subscribe și share. Pentru că, da... What the fuck, Zar? Ok, pare interesant. Mamă, vei... Interesant. Bă! La pușcărie. Bă, fiecare o ia pe unde... Nu mai înțeleg nimic. Uliu. Bă, nu înțeleg harta asta... Harta asta are prea multe... Chest! Nu-ți dă nimica? Trambulina. Și unde dracu' e trambulina? Acolo, se schimbă acolo. Forță. Ba, piciorul. Dar nu mai claxona, lasă-mă naiba să trec. Eu fac aici o cursă, nu stau acum să mă uit de mașini stânga. Au. Parcă mai bine aș sta să mă uit, pentru că da. O blondă. Mai, de capul meu. That's the sound of the police. Bă, dar poliția naiba calcă civilii. E poliția în spate. Așa. Bă, frate, dar n-ai pe unde. Te calcă toate astea. E sfârșitul? What the fuck, ce sfârșit. Ok, harta asta nu cam îmi place. Rip you. Eu o să mor, păi, dar de ce, asta? Eu... Da. Forme apetisante. Mă, dar zici că m-a nică. Ia, avem aici Lava Land. M-am sinucit. Rareș. Ce fa, bă, Rareș? No emote. Dar nu mă interesează, bravo. Eu tot dau cu emote. Chiar dacă n-ai tu emote, eu tot dau. Bă, nu mai înțeleg nimic. Ok.
Te ajută la ceva astea? A, what the... Ok, eu nu înțeleg nimic, nu. Bă. Oh. E foarte greu jocul ăsta. Harta asta, tot nu înțeleg nimica. O să iei pe aici pe undeva? Ia ce aici? A, nu pot să nicăieri. Păi dacă se deschide ușa aia frumos. Care drag mai claxonează, mă? Uleu! Bă, frate, bă, dar e grea rău harta asta. Măcar de te lăsa să faci tu parcurs pe mașina de pâți, nu să cazi. Chiar atât dacă puteai să faci parcurs. Era mai tare, era mai așa, nu știu, mai cu acțiune, mai, nu știu. Templul pierdut. Păi e pierdut, dracu, l-am găsit noi. Mamă, dacă-s dracu, bă, ne arde la tot capul. Bă, frate, nu. Păi, metri. Păi, greu, rău, plus periculos. Na, na. Forță. Bă, eu al doilea meci văd că pierd în continuu, ești nebun? Iar harta. A, avionul face așa. Păi și putem, păi dacă faci sunete de alea avionul și astea, când stai lângă el. Asta înseamnă că poți urca pe a... Ia, stai puțin. Asta e puțin să vină înapoi trambulina, că mi-e o idee. Bounce. Nu, nu, stai puțin. Mai stau puțin. Bă, bă, voi, eu îi las pe așa să treacă până vine trambulina. Că venim eu o idee. Acum asta numai ăsta, ok. Gata, 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 gata! Mi-a spart în capul. Nu mai pot urca. Da. Gata, trambolina. Bun. Mamă! A. Da, deci runda asta va fi pierdută, pentru că da, eu sunt Dani. Ești prea bun la jocul ăsta. Wow! Nu știu dacă asta se pune ca o mică scurtătură. Nu mai înțeleg nimic. Hai, pe asta că vine trambulina iară. Aici, perfect. Uuuu! Și cred că te poți urca pe avion. Cred că are vreo legătură avionul ăla. Sunt sigur că are legătură, nu cred că face degeaba sunete. Trebuie să aibă vreo legătură. Cu cursa, cu trecutul, cu astea. Cred că dacă e să urci pe avionul ăla, cred că te duce mai aproape de finish. Chiar nu știu. Dacă e să fie așa acum, na. Da, ok. A, ne-l dă pe Mr. Monopoly, ăsta e Mr. Monopoly. Dă zice de astea. Dar vreau să văd ce îmi dă până la final, că-s multe. Îmi dă un de ăsta. Zaruri. 10 căsuțe. A, merge. Ne dă și case. Aici cineva de da. A, doar 10 case de astea verzi. Ia mă, că vreau să văd Monopoly la pușcărie. Ia, what the fuck, e Monopoly. Mama, așa arată casa. Forță. Vreau să văd Monopoly ăla, adică ăla care arată așa din pușcărie, ăla... Ah, ăsta e câine, ok. Bă, unde e ăla din pușcărie care l-a arătat acolo? Cred că e ăsta, e... Nu e, mă. Păi, unde e băgat ăla? Că Monopoly așa are poză, uitați, ia să vă arăt. Are așa poză, uitați. Ăsta nu-i skin? Că eu cred că skin e. Ia stați puțin să stăm să ne băgăm puțin în căutare. Și apoi începem un alt meci. Vă puțin în căutare de asta. Asta poate să fie? Dar nu cred.
Văd că sunt împrăștiați, dracu, uite, un Monopoly aici a ajuns. Mr. Monopoly. Dar câte să fie și ăla? Dar nu cred că e aici. La mitice el trebuie să fie. Ăsta, uuuu, ăsta arată mișto. Dar nu cred că e ăsta. Nu avem și pălăria. Ia, la epice. Deci avem aici câinele. Nu e ăsta. Ah, uite, aici avem pe pinguinul ăla din el, da, din el, poate da. Rare ea. Oricum n-am nimica de la Monopoly, așa că e imposibil să-l găsesc să fie pe acolo pe sus. Da, nu știu, nu-l găsesc. Ori eu am ceva de nu-l găsesc, ori nu știu. Dar ce skin-uri poate să creeze ăștia de la Scopely? N-am mai avut așa ceva. Da, nu știu, dacă e să... Dacă să știți care e skin-ul ăla, să-mi scrieți în comentarii, să-mi arătați cum arată, că chiar nu știu care e din el. Vreau să-l văd și așa în picioare, așa cum îl văd de, zicem, pe schete ăsta, supererul care scrie sugi garicepsu, așa. Deci nu-l găsesc. E o Monopoly așa, dar parcă e trist, așa, nu știu. Uitați, e un Monopoly Kel, după gratii. E mod? Poate e mod, bă. Și te-o ratat. Cum ar fi să fie emot? Era emot. Credeam că e skin. Bro, e emot. Mamă, dar ce emot există pe jocul ăsta? Nu m-am uitat deloc la emot. E căcat roz, ce naiba. What the fuck? China. Capibara. Na, forță. Băgare mai emoturi noi, dacă tot astea de... De astea. Nu băgare nimic, nu în legătură cu Monopoly. Nu, bă, dar cum să bagi în legătură cu Monopoly? Așa mă simt. Bă, da, uite, ăsta e cu Monopoly, se pare. Wow, ok. Ăsta e cu Monopoly, da. Aruncă cu bani. Na, ok. Ok, asta sigur nu e cu Monopoly. Ok, nu mai avem cu Monopoly. Da, nu știu ce naiba... da. Ok, animații, color... Color... Bă, da, la color erau puține înainte, acum văd că sunt mai multe. Oricum nu contează. Unde e dacă e footsteps? Ia. Hai să văd ce footsteps avem de la Monopoly, că trebuie să fie, ia uite. Nu arată rău. Dar ce există, uite, cu rechin. Bă, da, ăla cu căcat. Am, uite aici. Ăla cu căcat. Ia ce frumos e ăla cu căcat. Uite cum vine căcat de jos, uite. Da, footsteps-uri cu căcat. Mie îmi place footsteps-uri cu căcat. Din ăsta e șerpii. Uite, mai e cu Monopoly. Uite, ăsta e cu casă. Ăsta e cu zaruri. Ăsta e cu pălărie. Pălăria, pălăria de mătaze, Ionel cu pălăria. Păsări mai avem pe aici. Da, sunt destul de multe, sunt destul de multe. Ok, hai să mai băgăm o rundă și apoi cam aduc astea pusă, pentru că da. Asta mai mult să vorbim, să ne uităm la asta. Oricum, aici v-am prezentat noul update care a venit pe Stumble, guys. Pentru că da. Noul update. Cu Monopoly, na. Nu știu ce neba. Foarte interesant. Adică mai mult neinteresant, că nu mă cam interesează. Nu că îmi place mai nimic din update-ul ăsta. Harta nu îmi place deloc. O urăsc. Are prea multe chestii și nu înțeleg nimic. Tot ce am înțeles că e pot să merg pe aici. Faza cu gratile, nu știu, pentru
cu cine ba ajută să treci prin pereți toate astea. Văd că unii trec pe acolo. Las că găsi eu altă rută, nicio problemă. Gata, băieți, eu găsi altă rută, ce naiba luați voi pe acolo, pe jos, prin toate părțile. Uitați, băieți, uitați, eu iau pe case, frumos, m-a dat într-o parte. Na. Când un joc îți scoate bucuria de pe față, de în față. Da, înțelegeți voi. Aud avionul, e pe aici, pot să urc în el. Da, se poate urca, sunt sigur că se poate urca pe el. Dacă eu o să facem un episod special în care o să un episod special în care o să încercăm să urcăm pe avion. Testăm. O să intrăm acolo pe custom game. Mă bag așa un singur, de unul singur, adică nu mă bag de unul singur, mă bag cu boții. Aia poate treacă, poate să facă ce vor, că nu mă interesează. Oh my god. Torță? Torță. Da, interesant. Dacă e ceva cu survival, cred că mă sinucid. Da. Da, să mă arunc. Sau să încerc să supraviețuiesc la ăsta? Nu e că încerc să... Dar oricum e foarte easy jocul ăsta aici. Mort. Game-ul ăsta e foarte easy. Că dacă m-am jucat Stumble Guys de mult timp, dacă mult timp, ce naiba, câteva zile, tot sunt maestru. Nu știu, dacă tragi de un joc timp de nu știu cât timp, adică să zicem un an, oare mai ești bun pe el? Să zicem pe Stumble Guys. I'm out, gata, că cam cu acest episod s-a vorbit prea mult, adică am adică adică s-a de...